Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt în mașină cu Marian Dinuzauru, cu Auraș Aligatorul și e și Costin aici în spate de la Preda Fight. Vine cu noi să-l susțină pe Marian Dinu. Yeah! Nu mai intre pe melodia aia cu două perechi de ochelari de soare. De ce? Era distractiv, mă. Tare rău, să le dăm toată. Tu ai vrut să mă faci de râs. Nu. Ai făcut de râs că ai pus aia cu mine cu când dormeam. Cu dorme ai? Acum vrei să dauzi, mi-o vindeai frumos. Domne, că e Caterinca, că e cu tare, că intrăm amândoi. Care a fost scopul să intrăm pe melodia cu două perechi de ochelari de soare? Ca adversarul tău să te ia în râs și publicul de acolo să te ia în râs și tu să arăți meseria de ring. Asta a fost scopul, ca să strânești un șoc, știi? Publicul să intre pe două perechi de ochelari de soare. Da? Și când dai... Lasă-mă să intru pe pământ, minte nu are. Nu, apa aia intri singur. Pune mei minte nu are. Apa aia intri singur. Sparge tot ce-i stă în cale. Pe aia dacă vrei să intri singur, sau, să bei apă singur, să stai sau, singur acolo. Eu sunt bomba nucleară. Bun, una peste alta până la Gala Pitbull Fighting Network, care are loc pe 8 octombrie în orașul Fălticeni. Marian Dinu își face debutul la categoria grea la Constanța, în Gala Urban Legend. Suntem pe drum spre Constanța. Totul depinde de acest meci. Dacă Marian Dinu va câștiga această luptă, se va lupta și la Fălticeni, mai ales dacă va câștiga într-un mod spectaculos. Dacă mănâncă bătaie, nu se mai bate la Fălticeni. Nu spun condiții, ți-am zis de mult treaba asta. Tu n-ai înțeles? Nu, am vorbit așa și așa rămâne stabilit. A zis că dacă merg bine meciul ăsta, nu cred că câștigi. Și dacă mergi bine, ce înseamnă? Nu înseamnă să câștigi? Nu, cum ar fi să ne omor? Vorba lungă, sărăcia omului, că deja am vorbit 2 minute. Ne vedem la Constanța. Bum! Am ajuns în Mamaia. Suntem în nord aici. Mergem să ne întâlnim cu Ciprian Șchiopu și cu Mihai Barbu. Cred că el este aici. Să-și ia Marian echipamentul, nu? Pentru că ți-a luat băieți echipamentul. Da. Și după aia mergem să ne cazăm. Am ajuns la terasă unde ne-am întâlnit și cu Ciprian, main eventul de la Fălticeni, de la Pitbull Fighting Network. Cum ești? Și de aici, de la Constanța. Cum ești? Și de aici, de la Constanța. Da, așa este, că ești main event. Tot eu. Tot tu. Cum ești? Sunt bine. Mai, cred că m-am 1 kg de dat jos până la cântat. Un kilogram? Dacă nu l-am dat. L-ai dat de acasă deja. Până aici pe drum, cred că s-a dus. De acasă aveam 1 kg de la București, da. Nu? Nu e problemă, deja e gata. Sunt bine. Mi-e puțin sete, dar sunt bine. Mă bucur. La cât lupți? 90-91. Foarte tare. Echipamentul lui Marian, după aia masa. Masa, da. Am înțeles. Uite. Stai că o să filmez. Echipamentul lui Marian era bine. Și ai încercat să-l probezi, să vezi cum îți vine? Băi, și cu pantaloni, ți-a schimbat elasticul, nu știu ce s-a întâmplat la pantaloni, n-am înțeles bine, dar a zis că a rezolvat până la urmă. Mamă, deci dacă ai nevoie de rochi, e echipamentul lui Marian. A zis să mă dă-le-a făcut, că l-a aprobat el. Păi ți l-a dat și pe ăla vechi? Băiatul care a făcut a zis că a luat echipamentul. L-a oprit pe ăla vechi acolo? Ăla negru, l-a oprit acolo, da. Stai așa. Plecăm de la terasă, deci nu ți-ai luat echipamentul, am venit degeaba la terasă și mergem la cazare. Și îl băgăm și pe Feri. Feri, dacă nu poți să fii la meci din Germania, nu-i problemă, te băgăm așa la meci, știi? Dar vine pe live. Vine? Vine, maestru. Da, pe live. Vine, auzi, zi pe vlog. La categoria grea debutează Marian Dinu. Marian deschide ușa. Să vedem dacă e în stare să deschide ușa. Ți-a luat firul de călcat cu tine, mă? Ce? Ți-a luat firul de călcat cu tine? Da. Costine aici, care are tricourile. Ne-am dușat și ne-am schimbat și ne pregătim să mergem la cântar. Marian, să nu te urci pe cântar cumva, că le strici, uite, să mișcă scara. Când coboară Marian Dinuzauru.
Marian, știi ce se întâmplă acum? Când o să te vadă adversarul la cântar, o să se sperie de tine. Pentru că tu poza pe care ai trimis-o erai foarte suplu, n-aveai burtă, n-aveai nimic. Dar știi de ce o să se sperie de tine? Nu că-l bați, că-l mănânci. Bă, ce e lupușor? Da. Bă, frumos aranjat, două fire de păr rebele. Am un fir de păr aici și unul mai încolo. Ce faci? Bine, mergem la cântar? Vedem la cântar? Da, Piața Casino, nu? Da, hai, ne vedem acolo. Urban Legend, hai, să-i dăm bătaie. L-am băgat și pe Lupu în vlogul nostru, oricum o să mai filmăm cu el la cântar. E primul cântar al lui Marian Dinu care nu contează câte chile are, deci poți să ai fără număr. E primul cântar la care mi-am făcut categorie fără să fie probleme. Nu, Marian Dinozaurul e cel mai potrivit, să știi. Bandic name-ul? Da, Marian Dinozaurul. Nu, l-ai pe New Pitbull lângă tine. Pe New Pitbull, cât a Pitbull. Bucare Ucazian. Da, și a restul a Pitbull. Sau Cane Corso. A T-Rex. Ce, mă, Mariane, ce nu-ți place? Ce s-a mare întâmplat? Short, mai este că ca pentru Sandu, pentru că ai putut să faci short, păi e mare. Păi el ți-a luat pe burtă, unde ți-a luat măsura? Mi-a luat pe drag, trebuia să fac pe tale, trebuia să fie mai scurt, l-a făcut prea mare. Mai e, prea bun, mare. E bun, e bun, arată e bine. E prea mare. Păi și tu ești mare. Ia spune, e mare short ăsta? E mare, maestre, ascultă-mă, e mare. E bun, e bun, e bun. Bă, nici n-aveai cum să faci pentru el. Maestre. A venit el să te susțină la meci și ți-a stat în colț și acum vii și să-l susțin. Numai că acum o să pun să-l filmez din colț. O să-l filmez pentru că avem nevoie pentru vlogul care va intra pe canalul de YouTube Donuț Pitbull at Odresie. Nu uitați că o să vă pun și link în descriere cu canalul de YouTube Pitbull Fighting Network. Acolo o să vă ținem la curent cu ce facem legat despre acel eveniment care are loc pe 8 octombrie în orașul Fălticeni Pitbull Fighting Network, prima gală, link-ul în descriere. Ce faci, domnul Mihai Barbu? Foarte bine, am venit să-l susținem pe domnul Marian Dinu. Pe Marian Dinu? Dublul Marian Dinu. Pe Marian Dinozauru. Se văd de genul. E supărat că i-au greșit puțin short-ul, ci că e cam mare de el. Marian, el ții amintire după ce slăbești, zici, ia uite cât am mare. E pe... Ei, nu e pentru tine, auzi, nu e pentru el, ci că... Noi putem să-l probăm și intrăm amândoi în el. Cu siguranță. Eu sigur. pe un crac. Eu chiar sunt un pic depășit, dar nici chiar așa. La tine intră nu și la mine. Uite de ce slăbus sunt. Da. Nu că nu trag burta, dar nu mai pot să respir. Stai în colț la Ciprian? Da. Da. Și la Marian. M-a ajuns și pe la Marian. Cum să nu? Păi e mare acum Marian, nu mai poți singur. Și le vezi că la Fălticeni trebuie să facem brigadă mare la Pitbull Fighting Network, să ne ajuți cu băieții acolo. Păi trebuie făcută mare pentru că sunt și multe meciuri acolo. Sunt multe meciuri aici acolo. Sunt două, scăpăm repede. Da. Acolo sunt vreo 3 cu Ciprian 4, cred că. Jumătate de gală. Cam da. Avem treabă. Ca pe vremuri, ca pe vremuri, da, știi? Pe vremuri. Jumătate de goală a noastră. Ne apucăm să vedem cântarul. O să-l filmez și pe Fitu, ce mare s-a făcut, ce mic era cu 2 ani. Când am venit la Fărticeni. Îi mâncai semințe în cap. Da, și ia uite la cu. Thank you.
A terminat Marian cântarul în sfârșit. Mergem să mâncăm ceva, nu că ar fi avut de slăbit și că asta ne mâncat. Ne mai plimbăm pe aici prin Mamaia puțin, după care mergem la odihnă, pentru că mâine va avea un meci foarte tare de susținut. L-am văzut foarte hotărât pe adversarul lui Marian Dinu la cântar, dar eu sunt sigur că Marian va câștiga, pentru că este foarte puternic la această categorie. Deși nu este categoria lui, dacă vrea să mai lupte, va trebui să coboare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați, subscribe canalului de YouTube Nu Spitbull Atodrese, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez câte ceva nou. Follow pe Instagram ca un pitbull. Vă pup și ne vedem data viitoare.